Diareea la câine. Cele mai frecvente cauze și tratament. Diareea la câini este o afecțiune destul de frecventă care poate avea multe cauze diferite. În cazul intoxicațiilor alimentare banale, animalul de companie este tratat cu remedii casnice. Uneori, însă, diareea este un simptom al unor boli mai grave. Prin urmare, în fiecare caz, trebuie să observați atent patrupedul. Diareea nu este o boală în sine, este un simptom al altor afecțiuni care deseori necesită tratamentul cauzei. Indiferent de procedură, merită să atenuați simptomul deranjant pentru a scuti animalul de suferință și a preveni deshidratarea corpului său. Cauzele diareei la câine. Dintre numeroasele cauze posibile ale diareei la câine, intoxicația alimentară este cea mai frecventă. Poate fi o consecință a alimentației greșite, dar se poate întâmpla și că, indiferent de eforturile stăpânului, patrupedul să găsească și să mănânce ceva nepotrivit sau învechit în timpul unei plimbări. Deși astfel de situații sunt de obicei dificil de evitat, trebuie să ai grijă de dieta corespunzătoare a patrupedului. Oferiți-i hrană de calitate înaltă, echilibrată, nu-l hrăni cu alimente destinate oamenilor, în special cu resturi de pe masă, evită modificările bruște ale dietei, elimină produsele care provoacă intoleranță alimentară la câini. Diareea poate apărea la câine după vaccinare, deparazitare sau administrarea medicamentelor și atunci când animalul este supus unui stres puternic. Deseori, diareea însoțește bolile, de la infecții ușoare bacteriene sau virale, până la infestarea cu paraziți sau afecțiuni atât de grave precum cancerul. În timp ce simptomele însoțitoare precum vărsăturile sau temperatura crescută sunt complet normale la intoxicațiile alimentare, diareea sângeroasă la un câine poate indica o inflamație gravă a intestinelor. Prin urmare, diareea de etiologie neclară care persistă mai mult de 1 la 2 zile necesită o vizită la medicul veterinar. Diareea acută și cronică la câine. Diareea la câini poate lua două forme, acută și cronică. Prima este de obicei o consecință a otrăvirii alimentare. Apare brusc și de obicei dispare de la sine după 1 la 2 zile. Cel mai des nu afectează în mod semnificativ bunăstarea și activitatea câinelui. Poate fi tratată simptomatic cu remedii casnice. Forma cronică este asociată cu un număr mai mare de simptome însoțitoare. Diareea la câine cu mucus sau urme de sânge, scădere rapidă, în greutate, temperatură ridicată, apatie, și este o afecțiune care pune în pericol sănătatea și viața câinelui. Nu numai că semnifică un proces continuu de boală, dar poate duce în sine la deteriorarea sănătății animalului. În special, deshidratare severă și pierderea de electroliți. În cazul câinilor de talie mică, mai în vârstă sau slăbiți de alte boli, această afecțiune poate provoca chiar moartea. Diareea cronică la un câine necesită întotdeauna asistență medicală. Un motiv întemeiat pentru consultație la veterinar este și diareea acută recurentă. Remedii casnice pentru diareea câinelui. Dacă se cunoaște cauza diareei și câinele nu prezintă alte simptome, cel mai eficient tratament este de obicei abținerea de la mâncare câteva ore, timp în care animalul trebuie încurajat să bea apă. În următoarele câteva zile, câinele trebuie hrănit doar cu hrană ușor digerabilă. Simptomele diareei pot fi tratate oferindu-i câinelui preparate fără prescripție medicală, cum ar fi Smecta sau Taninal. De asemenea, este recomandată utilizarea protectoare a unui probiotic. Tratamentul diareei cronice la câine. Stăpânul nu ar trebui să permită ca patrupedul său să dezvolte diaree de termen lung. Dacă simptomul nu dispare de la sine după 1 la 2 zile, trebuie să mergeți la medicul veterinar care va diagnostica sursa bolii și va aplica terapia adecvată. Datorită multitudinii de afecțiuni care pot provoca diaree la câine, medicul îți poate comanda teste de sânge și scaun și chiar teste imagistice, ultrasunete, raze X. Tratamentul suplimentar depinde de rezultatele testelor. Dacă se detectează paraziți în sistemul digestiv, medicul îți va recomanda deparazitarea
infectarea câinelui. Infecțiile alimentare sunt tratate cu antibiotice. Bolile mai grave pot necesita chiar și intervenție chirurgicală. În orice caz, câinelui trebuie să-i se administreze picurători cu electroliți, vitamine și proteine. Zimodis.